Activitățile de prevenire și conștientizare a tinerilor asupra pericolului consumului de droguri continuă și la începutul anului școlar 2012-2013. Astfel, sâmbătă a avut loc festivalul antidrog găzduit de liceul Radu Negru. Manifestarea a fost organizată sub sloganul Între agonie și extaz, o clipă de vis, o viață pierdută, a adunat anul acesta participanți de pe întreg orașul Galați. Tinerii au participat la un concurs de creație artistică. O activitate de genul acesta este ceva diferit. Poți învăța într-un mod frumos, privind niște dansuri, niște desene, au un mesaj comun, deși sunt diferite. Aceștia au trebuit să-și dovedească imaginația pentru a realiza un moment artistic și un afiș care să transmită un mesaj antidrog atât juriului cât și publicului prezent la eveniment. Juriul a fost format din reprezentanți ai mai multor instituții publice gălățene și nu numai. Suntem la a treia ediție a festivalului antidrog, Între agonie și extaz, o clipă de vis, o viață pierdută. Să văd copiii care evoluează și încearcă să transmită juriului în primul rând și apoi colegilor lor care îi privesc un mesaj legat de titlul acestui festival. La finalul festivalului, câștigătorii au primit premii, iar participanții diplomă. Cu prilejul festivalului s-au asigurat materiale de informare oferite de Direcția de Sănătate Publică Galați pentru informarea tinerilor prezenți.